Vremea va fi caldă, însă cerul temporar noros și se vor semna la averse însoțite izolat de descărcări electrice, dar iată pe larg datele meteo. În județul Arad, la noapte, vremea se va ameliora sub aspectul precipitațiilor. Cerul va fi variabil, izolat va mai ploua slab. Vântul va sufla, în general, slab. Spre dimineață, izolat se va semna la ceață. Minima nopții va fi de 5 grade Celsius la Arad și 6 la Șiria. Mâine vremea se va încălzi față de ziua precedentă. Cerul se va înnora spre seară. În cursul nopții se vor semnala ploi slabe care vor avea și caracter de aversă, fiind însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab la moderat din sector estic. Temperaturile maxime vor fi de 17 grade Celsius la Șiria și 19 la Arad. În Garaș-Severin, în această noapte, aria precipitațiilor se va restrânge. Cerul va fi variabil și doar izolat va mai ploua la munte. Vântul va sufla, în general, slab. Spre dimineață, local, poate apărea ceață. Minimele vor fi de 5 grade Celsius în Caransebeș, 6 în stațiunea Băile Herculane și în Reșița și 7 în Oravița. Mâine cărășenii vor avea parte de o zi mai caldă decât cea precedentă. Cerul se va înnora spre seară. În cursul nopții, pe arii extinse se vor semnala ploi slabe, care vor avea și caracter de aversă și vor fi însoțite de descărcări electrice. Izolat în sudul Banatului, în zona montană, sunt posibile cantități de precipitații mai însemnate. Vântul va sufla de la slab la moderat din sector estic, cu intensificări izolate în sudul Banatului. Maximele vor fi de 19 grade Celsius în Reșița, 20 în Oravița, 21 în Caransebeș și 22 în stațiunea Băile Herculane. Și în Timiș, la noapte, vremea se va ameliora sub aspectul precipitațiilor, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla, în general, slab. Minimele sunt de 4 grade Celsius la Sfântul Nicolae Mare și Jimbolia, 5 în Lugoș și 6 în Timișoara. Mâine vremea va fi caldă, însă spre seară cerul se va înnora. În cursul nopții, pe arii extinse se vor semnala ploi slabe ce pot avea și caracter de aversă. Vântul va sufla de la slab la moderat din sector estic. Temperaturile maxime vor fi de 20 de grade Celsius la Jimbolia, Sfântul Nicolae Mare și Timișoara și 21 la Lugoș. La noapte în Timișoara, cer variabil și vânt slab. Temperatura minimă va fi de 6 grade Celsius. Mâine timișorenii au parte de vreme mai caldă decât astăzi, însă cerul va fi temporar noros. Vântul va sufla de la slab la moderat din est. Maxima zilei va fi de 20 de grade Celsius. Sâmbătă vremea va fi, în general, instabilă. Cerul va prezenta norări temporare. Local se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice, mai ales în cursul după amiezii și serii. Vântul va sufla de la slab la moderat din sector estic, cu intensificări izolate în sudul Banatului. Temperaturile minime vor fi de 9 grade Celsius în județul Arad, 10 în Timiș și 11 în Caraș-Severin, iar cele maxime vor fi de 17 grade Celsius în Arad și Caraș-Severin și 18 în Timiș. Duminică vremea se menține instabilă. Cerul va fi mai mult noros. Pe arii extinse se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Cantitățile de apă cumulate vor fi mai însemnate. Vântul va sufla de la slab la moderat din sud-vest. Temperaturile minime vor fi de 9 grade Celsius în Caraș-Severin, 10 în Arad și 11 în Timiș, iar cele maxime vor fi de 17 grade Celsius în Arad, 18 în Caraș-Severin și 20 în Timiș.